A venit astăzi la mine, poate și de aceea am întârziat puțin, o tânără de undeva din județ. Frate, sunt drăgostită de un băiat din lume. Și vreau să mă pocăiesc. Nu se poate. Dar oare dacă el se pocăiește, bănuiesc că e spus să se pocăiască? Eu nu vreau. Dar cum se poate cumva să-l iubesc pe el și pe Domnul? Și i-am spus, draga mea, fete care au încercat ca tine și s-au nenorocit pe o viață, știu cu zecile și cu sutele, dar nu știu nici una la care să-i fi reușit o asemenea procedură. Ție-ți rămâne să alegi, te pocăiești acum și îți frângi inima, te rup de el, sau ți se va frânge inima în durere peste ani și ani, când va veni la casă beat, cu duhoare de tutun, poate și cu alte lucruri. Nu, că se poartă frumos cu mine, zic, stai că deodată nu i-ai făcut niciodată mâncare și nu i-ai spălat haine și să faci curat în casă, apoi să vezi dacă nu te ia la rost. Dar era la noi un bătrân în Apuseni, explica la oameni, sunt oameni înțelepți, care așa ar vrea să-i sfătuiască pe alții, dar unii numai că nu vor să preceapă. Mi-am amintit de un alt bătrân și apoi vă spun despre. Se oprea în loc prin sat ăsta, undeva lângă Cluj, zona Tritere, Turda. Îi vedea pe oameni nepocăiți, îi scăpeau lacrimi. Și seamnă că tot nu vrei să te pocăiești. Ți-o mai dat Dumnezeu zile. Nu vrei să te întorci la ea. Nu vezi cât e de bun Dumnezeu, uite, gospodăria. Ai de tot. Ce aștepți omul? Și pleca plângând mai departe, îi vedea că omul e rece. Bătrânul cel de care m-am zis, avea o vorbă când îi spunea la uneori și la familie de pocăiți, care nu erau serioși. Auzi, ascultă, pentru Domnul Iisus, de dragul Lui, dar teme-te că Dumnezeu și foc mistuitor. Și când vedea că n-ascultă, te dădea în cap și zicea, greu e să fii cu mine. Adică atât de greu ca oamenii să asculte, e vorbă bună. Am întrebat odată pe un grup de tineri, nu iarna asta, pe voi ce vă poate determina să vă schimbați? Și am enumerat. Un vis, o predică, o prorocie, o cântare care îți mișcă inima, un sfat a cuiva, la care cineva s-a grăbit să spună, cântăm cu capul. Asta e metoda a doua. Când nu-ți lucră capul, nu-ți rămâne că să dai cu capul. Ce să faci? Da. Avea fratele Bocheanu o vorbă. Unii șoferi văd semnul, drumul înfundat. Ei nu cred. Se duc, dau cu mașina în zi, se întorc înapoi, se uită la semn și zic, a fost drumul înfundat. Cine nu vrea să lucreze cu capul, va da cu capul. Și rămâne de văzut dacă nu se va spara. Dacă va fi numai Duhul judecății, dacă nu cumva va fi Duhul nimicirii.